Bună ziua, dragilor! Aici pe România avem de față o lansetă făcută genul primitiv, de când mulineta este a mea, dar nu mai este bună, este terminată, de-aia mi-a luat-o pe asta. Este făcută pe un băț, pe o cracă de pom, nu știu ce nume are pomul, oricum. Avem aici inelele sunt făcute din capacele de la conserve. Deci conserve, nu știu, pate, costiță cu fasole, ce vreți dumneavoastră. Orice conservă are inel și alea de pește. Așa, am atașat un fir textil, o plută și niște plumb. Și aici avem un ac făcut din, tot la fel, dintr-un capac, o cheiță de la o conservă. Puteți să puneți o cheiță de la cutia de bere sau la cutia de suc, acum depinde de unde vreți dumneavoastră. Totul este primitiv, deci nu, așa. Arată în caz că ne uităm sculele de pe noi, cum plecăm, Doamne ferește, când se întâmplă ce se întâmplă, arată în felul ăsta. Deci, bine, nu cade acum că nu are multă bută, mult fir textil, dar merge destul de bine. Dăm la pește, putem să prindem pește, putem să prindem orice. Bine, pește vorbim, nu orice. Deci, așa arată, inelele sunt prinse cu un fel de, nu știu, un fel de iută, să zicem așa, un fir de iută. Puteți să le prindeți cu gută, puteți să le prindeți cu tape, puteți să le prindeți cu orice. Deci se vede destul de clar. Așa arată, așa am vrut să o facem, am vrut să arăt că se poate face. Deci, suntem la o baltă, suntem la o, nu știu, un lac unde suntem și vrem să ne hrănim automat. Vrem să ne facem rost de mâncare, suntem la lac, automat ne facem o undiță, în caz că nu avem scule de pe noi. Așa și prindem pește.